Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit tuturor! Vremea va fi în general frumoasă, dar cu temperaturi scăzute. Norii trecători vor pune probleme, așadar, temperatura maximă la drobeta Turnul Severin va fi de 20 de grade Celsius. La Orșova, vântul va pune ceva probleme, iar temperatura minimă va începe de la 9 grade. În Baia de Aramă, maxima diurnă se schimbă față de ziua precedentă. Dacă noaptea trecută termometrele arătau 8 grade, iată că la noapte vor fi 9 grade Celsius. La Strehaia și în Vânjumare, registrul termic se schimbă. Soarele va fi mult mai activ și va oferi un confort termic mai plăcut. Între 10 și 21 de grade se vor înregistra valorile din termometre în ambele localități. În capitala Olteniei, Craiova va fi la fel de cald ca și azi, doar că vântul spre seară se va înteți și va face mercurul din termometre să coboare până la o minimă de 11 grade. Bănățenii au parte de valori scăzute. Soarele va încălzi termometrele și le va face să indice doar 19 grade Celsius la amiază. Și în capitală este ușor mai cald decât în ziua precedentă. Așteptăm după amiază în jur de 19 grade. Soarele este destul de generos, doar trecător norii se înmulțesc. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Marius Mogoș. O noapte liniștită să aveți. Numai bine!